Bine v-am regăsit la România Via Cluj. Vorbim astăzi despre un eveniment care are loc la Casa de Cultură a Studenților și dacă este vorba despre studenți, este vorba despre tineri, e bine, este vorba despre Gala Tineretului Clujan. Alături de mine se află în studio Ovidiu Damian, vicepreședintele Federației Tinerilor din Cluj. Bine ai venit la noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumim că ne-ați primit și mulțumim pentru oportunitatea să vorbim cu dumneavoastră astăzi. Vreau să vă întreb ce minunății faceți voi, ce înseamnă de fapt Gala Tineretului Clujan? Gala Trinetului Clujan e un proiect deja tradiție pentru toate organizațiile clujene și e un lucru care ne place și noi foarte mult ca și organizație, pentru că, ca și Federația Tinerilor din Cluj, pentru noi e foarte plăcut când putem să facem un proiect care are impact foarte puternic și cumva nu aduce highlight-ul sau reflectoarele pe noi, ci pe alte organizații care au impact. Și exact asta e Gala Tineretului Clujan, în sensul în care la Gala Tineretului Clujan se premiază proiectele din ultimul an care au fost de cel mai mare impact pentru CU și pentru clujeni. Cam câte proiecte au fost depuse pentru a intra în această competiție a lucrurilor bine făcute? Spre bucuria noastră, anul acesta avem 127 de proiecte în cadrul concursului de la Gala Tineretului Clujan, ceea ce e un lucru foarte bun și pentru noi. Bineînțeles că înseamnă că există interes, dar înseamnă și că. Încet, încet, uh, avem tot mai multă activitate a tinerilor în Cluj. Nu că n-aș fi fost până acum, dar, după cum știe toată lumea, lucrurile mergeau, mergeau într-un trend ascendent, bineînțeles, până la pandemia. La pandemia a fost un hop, am avut mai puține, mai puține proiecte care au fost înscrise și pentru că era mai complicat, într-adevăr, să faci tot online. Dar uh, și acum vedem că ne reverim și chiar cu cele 127 de proiecte, suntem la un nou record, în, sens, în sensul în care deja a, suntem din nou ascendent, am trecut, am trecut mai sus de unde eram înainte de pandemie. Ce fel de proiecte sunt înscrise? Mă gândesc că această gală are și anumite secțiuni pe, la da. care s-au putut înscrie proiectele. Ga, uh, gala are mai, mult, are mai multe secțiuni și uh, asemenea niște secțiuni speciale. Fiecare proiect poate să fie înscris la două secțiuni, în cazul în care nu ești 100% sigur dacă proiectul tău sau dacă proiectul este, să zic, multi, multilateral, să zicem, poți să-l înscrii la două plus secțiune specială. Printre secțiuni se numără mediu, avem parte de mediu, avem parte de sănătate mentală, educație, educație non-formală, Uh, nu cred că are rost să trec prin toate-toate secțiunile Fiindcă ar lua ceva să le descriu pe toate Hai să mă, unde, unde pot fi găsite secțiunile acestea? Să le vadă lumea uh, Secțiunile respective le găsiți pe galatinetuliclujan.ro Și de asemenea puteți să găsiți detalii Pe evenimentul nostru de Facebook despre ele Puteți să găsiți detalii și pe pagina asta de Instagram Uite, când am citit materialele despre voi Am citit că um, despre datele statistice oferite de voi, că peste 150 de lucrători de tineret acreditați implicați. Ce înseamnă lucrător de tineret acreditat? Mă bucur că ați venit cu întrebarea asta, fiindcă primim des întrebarea asta inclusiv de la organizații care înscriu pentru prima dată la gală. Un lucrător de tineret acreditat reprezintă o persoană care a făcut cursul special de lucrător de tineret, care este acreditat de către minister, pentru că. Nu de mult, poziția de lucrător de tineret a devenit o meserie în sine pentru care poți să ai o diplomă, pentru care poți să, fie o, să ai o diplomă să fii acreditat. Să ai respectiva diplomă pe care mă laud un pic și eu o am, presupune că ai trecut printr-un curs care te învață cum să, gest, cum să gestionezi cumva lucrul cu tinerii, pentru că să fim sinceri, să lucrez cu tineri de multe ori e un pic diferit. De, în momentul în care, nu știu, ai o relație angajat angajatorie e destul de simplu. Știi că omul are un salariu și vine la job și trebuie să-și facă treaba la tine. E un pic diferit pentru că, de cele mai multe ori, dacă e o relație de voluntariat sau are nevoie tânărul respectiv de ghidaj, trebuie să te descurci nu numai obiectiv cu ce se confruntă, ci și subiectiv, de ceva, cu emoțiile prin care trece să-l ajuți cumva și să fie acolo lângă el, nu să-l carte în spate, să zicem așa, ci pur și simplu să-i dai uneltele ca el să se dezvolte și să crească ca om. Pot fi de diferite vârste lucrătorii de tineret? Adică nu trebuie să, ne, să fie neapărat tineri ca să lucrezi cu tineri? Aș zice că, surprinzător, nu trebuie să fii neapărat tineri ca să știi să lucrezi cu tineri. Acum, în mod real, dacă ne uităm statistic, de ce mai multe ori persoane mai tinere sunt interesate de diploma respectivă și de cursul respectiv, dar, um, să zic așa, spre fericirea noastră, avem, avem deseori oportunitatea de a colabora cu persoane, nu neapărat de lucrători de tineret dar cu persoane care ne demonstrează că tineretul e un mindset, nu neapărat un număr. Și de asta puteți vedea și că în jurul galei avem și persoane care nu sunt neapărat catalogate legal ca tineri, dar care prin mindset și prin energia și experiența pe care au și tot, tot ce transmit sunt mai tineri decât unii tineri. Foarte foarte frumos răspunsul. tău. Uite, uh, pentru că este vorba despre o gală, ceea ce înseamnă că presupune niște premii, mă gândesc eu, uh, cu ci, care va fi uh, care vor fi mulțumirile date uh, celor care câștigă. Sigur. Vor fi și premii în bani sau da. doar vor fi și diplome și recunoaștere. Cum, cum v-ați gândit? Bineînțeles că se acordă o diplomă sau un certificat uh, la toți câștigătorii, dar există și premii în bani ce vreau să menționez înainte să intru în sume, efectiv, e că aș zice că premiul în bani este cumva simbolic. Adică premiile în bani sunt pentru locul 1, 1400 ron, locul 2, 1000, pentru fiecare categorie, locul 3, 800 și pentru categoriile speciale, 1200 ron per proiect. Bineînțeles, sumele astea pentru a organiza un proiect, un proiect cu impact sunt aproape, sunt aproape de nimic, să zic așa, în sensul în care nu, te, nu ți ajunge să faci un proiect și nici nu ăsta e scopul, ci e mai degrabă simbolic o recunoștință pentru organizații care aș zice că premiul mai mare pe care îl câștigă în momentul în care ajung pe scenă și chiar s-a întâmplat asta de multe ori este că tu ajungi pe scenă, că ai câștigat, automat în momentul respectiv ești văzut de parteneri, ești văzut de business-uri din Cluj, e deja un eveniment care are o Anumită învergură la nivelul clujului ajunge la zeci de mii de persoane online și la cele 780 de persoane din sala de la CCS. Cumva, aș zice că mai mult oportunitățile care vin din premiul respectiv sunt mult mai importante decât premiul în sine. Um, spuneai despre proiecte de impact. Ce înseamnă un proiect de impact, de fapt, când este vorba despre tineri, dar și în general, pentru un proiect de ONG, ce înseamnă un proiect de impact? Depinde foarte mult de genul de proiect pe care îl ai, în sensul în care, cumva, este un răspuns, opinie personală, să zic așa, dar depinde un pic dacă vrei să ai un impact calitativ sau cantitativ. Ambele sunt la fel de valide, dar avem proiecte și proiecte. De exemplu, dacă vrei să faci o campanie de informare, impactul pentru tine e clar, trebuie să fie unul cantitativ, să ajungi la multe persoane. Adică de cele mai multe ori va fi unul calitativ, cantitativ, să ajungi la multe persoane și așa îți măsori impactul, la câte persoane ai ajuns. În schimb, există și proiecte care au, încearcă să aibă un impact calitativ, care sunt cele foarte importante și îmi place să amintesc de ele. De exemplu, sunt proiecte în care e un copil cu posibilități reduse și nu știu, îi oferi meditații timp de 2-3 ani de zile. Atunci impactul este o persoană, dar ideea este că ai un impact calitativ pentru că la cea o persoană poți spune că cu un pic de noroc, că ai schimbat viața radical. Deci aș zice că cumva depinde de la proiect la proiect, dar în mare dacă ar fi să le catalogăm, fie mergem calitativ cu cât de mult am schimbat viața persoanelor care au beneficiat de proiect sau cantitativ cu la cât de multe persoane am ajuns. Ovidiu, pe final aș vrea să te rog frumos să ne dai câteva exemple de proiecte, fără neapărat să dăm numele organizațiilor că vă vor fi mâine pe scenă onorate. M-ar interesa Cam la ce se referă proiectele. Ai, ai dat un exemplu cu meditațiile, ai dat un exemplu cu mediu. Cu ce, cu ce fel de alte proiecte mai sunt înscrise? Sigur, avem o sumedenie de proiecte, de la, uh, proiecte, de la proiecte privind uh, educație, privind sănătatea, până la proiecte care uh, vin spre educație, spre antreprenoriat, până la proiecte care reprezintă educație culinară. Avem inclusiv organizații care vin și au tineri și învață să mănânce sănătos și cum să aibă o dietă echilibrată. Avem inclusiv proiecte artistice cu organizații care vin și ajută pe tineri să se exprime artistic și să aibă un mediu sănătos în care să-și pună, să zic așa, gândurile, trăirile, emoțiile în, în, în ceva care să rămână. Aș zice că sunt foarte, foarte multe proiecte și foarte diverse. Am trecut acum rapid prin câteva, dar, din nou, toate pot fi găsite pe pagina noastră de Instagram și, bineînțeles, dacă Uh, veniți la gală sau vă uitați la gală, uh, vor fi acolo, puteți să treceți prin toți câștigătorii și uh, puteți și să interacționați cu cât mai multe organizații și să vedeți fiecare ce are pregătită. Mulțumesc frumos! Evenimentul are loc în 21 noiembrie la Casa de Cultura Studenților de la ora 19, Gala Tineretului Clujean A fost alături de noi Ovidiu Damian, vicepreședintele Federației Tinerilor din Cluj. mai așteptăm la, la noi. Vă mulțumesc tare mult! A fost o plăcere! Și vouă, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net!